Domnul să fie cu voi. Și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a alergat și s-a dus la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Au ieșit deci Petru și celălalt ucenic și au mers la mormânt. Alergau amândoi împreună, dar celălalt ucenic a alergat înainte, mai repede decât Petru, și a ajuns cel din tâi la mormânt. Aplecându-se, a văzut giulgiurile pe jos, dar nu a intrat. A sosit și Simon Petru în urma lui și a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile pe jos, dar lințoriul care fusese pe capul lui nu era pus împreună cu giulgiurile, ci de o parte împăturit într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic, care venise cel din tâi la mormânt. A văzut și a crezut. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, tot mai mulți oameni aud câte ceva despre Iisus și apoi când sunt întrebați despre Iisus, încearcă să spună câte ceva. Încearcă să spună de unde au auzit vorbindu-se despre Mântuitorul sau că El este Mântuitorul sau tot felul de lucruri pe care le-au auzit, fie vizitând în mod întâmplător o biserică, fie citind o carte, fie ascultând un prieten sau... Biserica astăzi îl celebrează pe Sfântul Ioan, apostol și evanghelist. Și aș vrea să, la această predică, să merităm asupra doar acestei titulaturi a lui, apostol și evanghelist. Mai înainte de a fi evanghelist, mai înainte de a vorbi despre Iisus, a fost apostolul lui Iisus, a stat cu Iisus. De fapt, de aici vine credibilitatea oricărui apostol adevărat sau oricărei scrieri care vorbește despre Iisus. Mai întâi a sta cu Iisus și apoi a vorbi despre Iisus. Cred că ne amintim cu toții acea frumoasă imagine de la cina cea de taină, când Ioan, evanghelistul, apostolul, a plecat capul său la pieptul lui Iisus și, este o imagine foarte frumoasă, a ascultat bătăile inimii sale. Cred că este cea mai frumoasă imagine din cina cea de taină, când acest ucenic pleacă capul său pe pieptul lui Iisus. Ce imagine mai frumoasă decât aceasta pentru a exprima apropierea sufletească între ucenic și învățător, între Ioan Evanghelistul și Mântuitorul său și al nostru. Sfântul Ioan, după cum ne spune în prima lectură pe care am ascultat-o astăzi, știm că este autorul a 5 cărți din Noul Testament: Evanghelia după Sfântul Ioan, cele 3 scrisori ale Sfântului Ioan și apoi Apocalipsul Sfântului Ioan. În scrisoarea întâi, din care am ascultat astăzi, a Sfântului Apostol Ioan, iată ce citim: Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au atins, referitor la cuvântul vieții, asta povestim.
Adică Ioan mai întâi l-a ascultat pe Iisus, l-a văzut cu ochii săi și l-a atins cu mâinile sale. Adică a fost un ucenic devotat al Mântuitorului, singurul care a fost în stare să meargă cu Mântuitorul sub cruce, împreună cu Sfânta Fecioară Maria. Probabil că această delicatețe sufletească a sa vine și din această frumoasă relație care există între mama Fiului lui Dumnezeu și ucenicul iubit. Ne spune Evanghelia că după ce Iisus a murit pe cruce, Ioan a luat-o la sine, pe Maica Domnului. Ce mai frumos decât atât, să stai în casă cu Sfânta Fecioară Maria, să o ai aproape pe Maica Domnului și să îți vorbească despre Iisus, să-ți vorbească despre Mântuitorul, despre Cel pe care ea l-a purtat 9 luni, despre Cel pe care ea l-a înfășat, l-a alăptat, despre Cel pe care l-a crescut, de care a avut grijă. Și ajungem la al doilea nume din titlul sărbătorii de astăzi. Abia după aceea, după ce a meditat îndelung celor spuse de Mântuitorul și de Sfânta Fecioară Maria, a fost în stare să scrie Evanghelia după Sfântul Ioan, o capodoperă a literaturii universale. Simbolul acestui evanghelist este vulturul. Dacă privim și aici pe amvon, este icoana dinspre mine, sau dacă privim, Sfântul Evanghelist este reprezentat și aici în vitralii, îl vom vedea mereu, sau chiar în altar, în acele bazoreliefuri, vom vedea că el este mereu însoțit de un vultur. De ce? Pentru că el a privit acest mister al întrupării și al răscumpărării noastre mai de sus. Evanghelia sa este o evanghelie foarte grea, dar o evanghelie foarte frumoasă. Este o evanghelie care se folosește de toate mijloacele de care dispunea la acel moment. Este scrisă pentru pătura intelectuală a societății de atunci, pentru că ei înțelegeau cine este cuvântul, logosul, care s-a făcut trup și a locuit între noi. Apoi toate semnele, apoi, dacă ne-l imaginăm pe Iisus pe cruce, el era prezentat în mod demn de Ioan, evanghelistul care a stat lângă cruce. Nu sunt prezente acele trăsături foarte suferinde ale Mântuitorului, cum sunt prezente în ceilalți evangheliști, și Iisus este prezentat ca un rege pe cruce, triumfător, pentru că triumfă asupra morții. Moartea nu îl pune la pământ, ci din contră îl ajută pentru ca să ne aducă nouă mântuire. Așadar, după ce acest evanghelist a stat cu Mântuitorul, a ascultat-o pe Maica Domnului, după aceea a scris această capodoperă a Noului Testament, a Sfintei Scripturi, pe care, citind-o, înțelegem cu adevărat cine este Mântuitorul. Poate am ascultat și noi multe vorbindu-se despre Iisus. Poate chiar noi înșine ne-am rugat Mântuitorului, dar să nu uităm că înainte de a vorbi despre Mântuitorul, pentru a vorbi despre El într-un mod convingător, trebuie că mai întâi să stăm cu El. Să stăm cu El în rugăciune, să stăm cu El în adorație și să o rugăm pe Maica Domnului, rugându-ne Sfântul Rozariu și celelalte devoțiuni, să o rugăm pe Maica Domnului să ne ajute să-L vedem pe Mântuitorul așa cum ea însăși l-a văzut. Îi cerem Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan să ne ajute și pe noi să mai plecăm din când în când urechea noastră la pieptul Mântuitorului și să ascultăm bătăile inimii lui Dumnezeu, care trebuie să ritmeze întreaga noastră viață. Lăudați să fie Iisus Hristos!